Întâi facem probe de microfon. Se aude bine? Se aude mai bine fără microfon. Se aude mai bine fără. Vreau o părere de la juriu. Nu, se aude mai bine cu microfon. Cu microfon? Cu microfon. Mai bine. Din modelina, facem la juriu. Microfon. Bun. Eu pregătisem ceva de acasă, numai că prima replică pe care trebuie să o spun e că sunt uimit că sunteți foarte mulți în seara asta. O să-mi retrag cuvintele. Bun. Bine v-am găsit la cea de-a treia ediție a Sept Talks. După părerea mea, una dintre cele mai bune ediții. De la un timp am început să mă simt puțin cam incomplet, să spun așa. Deci nu, mă simt foarte penibil să vorbesc la microfon pentru că mă aud mai tare pe mine decât... Dar nu te-au putut oamenii în spate. Nu se aude în spate? Nici dacă vorbesc tare, tare. Mult mai bine așa. Bun. Ziceam că de la un timp mă simt un pic cam incomplet. Și am nevoie de o prezență feminină care să mă pună în valoare. Și aici nu mă refer la Sibeche. Deci știu că v-ați gândit la asta. Ok. Mă refer la prezentatoarea mea, frumoasa și deșteaptă, Eliza Negru Năstase, pe care o aplaudăm. Așa. Și pentru că voi ați fost amenințați de către echipa de femei să veniți aici, noi am amenințat echipa de femei să fim prezentatori. Și anume, mai exact, pe liderul al femei, Gabriel, îmi place berea, Voicu. Așa. Dar totuși, care este motivul pentru care ne aflăm în seara asta? Și care, de ce ești aici? De ce sunt eu aici? Păi să spun de ce sunt. Atunci când Mădălina mi-a spus să prezint ediția asta de Sept Talks, mi-a promis o pizza și n-am putut să le-am. Dar tu de ce te afli aici? Păi, după cum se știe, Instagramul meu are nevoie de poze mereu și așa că am venit să fac niște poze, nu? Așa, lăsând gluma la o parte, cred că este... cazul să începem? Da. Așa, și că tot venim vorba de poze, primul nostru concurs în această seară, este constă în faptul că voi va trebui să faceți o poză și să o puneți pe Facebook cu hashtagul #AsertTalks și o să primiți un premiu, și anume o mini boxă. Nu să câștig eu cât îi las. Fiecare persoană care își dă check-in poate participa la concurs. Check-in cu o poză și hashtag-ul #AsertTalks. Iar la sfârșit vom trage la sorți cel o poză. Dar trebuie să fie asta în poza aia, ok? Bun. Păi, se zice că nu există viață fără Facebook și nu există nici concurs fără juriu. Așa că, pentru că oricum bordul executiv se ocupă de toate, ne-am decis ca și ediția aceasta să fie jurizată de distinsul bord executiv. Ea deja mă face selfie, foarte bine. Bun. Și o să încep prezentările bordului executiv și o să încep cam așa. Primul membru al juriului îi plac copiii. Nu mă înțelegeți cu greșit, îi plac copiii lui. Vă rog să-l aplaudați pe Claudiu Negruțu Sibeche. Al doilea membru al juriului este o pasionată de marketing, are șofer personal, și dăm feedback chiar și din duș. Să aplaudăm pe Ilinca Sfânta Bandaj. Următorul membru al juriului încape mașina lui 8 oameni. Dar pentru Cluj va avea nevoie probabil de 2 tiruri ca să se mute. Să aplaudăm pe Anita, îmi place printul, Ghișa. Am un insight despre următorul membru al juriului. Și-a uscat iPhone-ul în orez, nu știe să aprindă aragazul și cam face cu șefa pe șefa cu toată lumea. Să aplaudăm pe Teodora, nu sunt Bozi, Gorga.
Următorul membru al jurului îi place berea și mai ales berea bună la ședințe. Și, de curând, se va muta cu Andreea Popa. Să-l aplaudăm pe Gabriel, ne pare bine că te-am cunoscut. Următorul membru al jurului nu-l văd în sală, dar se zice despre el că cerșește țigări de la, pentru fratistul. Și deși la exterior așa pare o ființă blândă, când se enervează devine o bestie feroce. Să o aplaudăm anticipat pe Valentina Ștefan. Următorul membru al board-ului este mereu cel puțin răgușită și în fiecare săptămână se lasă de fumat. Să o aplaudăm pe Miruna Sâmbalonată Ilie. Și în ultimul rând, pentru că ne-am dat seama de două ediții că trebuie să avem în jurul pe cineva care chiar știe public speaking, am decis să o avem pe alături de noi pe cofondatoarea Speakers Club, Eliza Nițescu. Bun. Și zic să începem, să nu mai pierdem timpul. Iar primul speaker de astăzi vine tocmai din Târgoviște. Este pasionată de marketing și desen. Să o încurajăm cu aplauze pe Ana Numâncesc Duminica Drăgoi. Bună seara! Eu sunt Ana și unul dintre hobby-urile mele m-a făcut să fiu astăzi participantă a Sertox. Înainte să dau drumul prezentării, am să vă adresez două întrebări. Câți dintre voi ați auzit despre Erasmus Plus? Nu vreau să intru foarte mult în detalii. Pentru cei care nu sunt absolut deloc familiarizați cu Erasmus Plus, acesta este un program al Uniunii Europene dedicat educației. Programul ăsta a înglobat alte 7 programe și oferă tinerilor oportunități precum oportunitatea de a descoperi noi culturi și tradiții, de a-și extinde orizontul, cu alte cuvinte, de a crește. Pe lângă posibilitatea pe care majoritatea dintre voi probabil o cunoașteți deja, aceea de a pleca un semestru, un an cu Erasmus, programul acesta vă oferă șansa de a lua parte și la alt fel de mobilități europene pe un termen mult mai scurt, de exemplu, o săptămână. Și acum urmează a doua mea întrebare. Câți dintre voi ați participat într-o astfel de mobilitate europeană? Tocmai datorită acestui rezultat, ați ridicat foarte mult mâna, de fapt, nu știu care. Datorită acestui rezultat pe care oarecum eu l-am intuit, mă aflu astăzi aici. Vreau să împărtășesc cu voi magia Erasmus, să vă deschid apetitul pentru experiențe internaționale și să vă îndemn să aveți curajul să vă construiți amintiri în toate colțurile lumii. Am plecat în primul meu proiect Erasmus Plus acum 2 ani și impactul pe care acesta l-a avut asupra mea a fost imens. Atât de mare încât Erasmus a devenit un fel de lifestyle pentru mine. În afara faptului că proiectele astea m-au responsabilizat foarte mult și m-au maturizat, au reușit să mă și schimbe. Să-mi schimbe perspectiva asupra anumitor lucruri, să-mi schimbe atitudinea în situații mai puțin confortabile. M-au învățat să am încredere în mine și să am curajul să-mi doresc întotdeauna mai mult și mai mult de la mine. M-au învățat să învăț din experiențele altora, să-i ascult și să mă fac ascultată. Mi-au arătat că orice om din jur are puterea de a schimba ceva în jurul său și are puterea de a-i influența pe alții într-un mod pozitiv. Totodată m-am plicopsit și cu niște povești de viață fascinante. Am aflat informații noi, importante, interesante și utile, pe care nu bănuiam că le pot învăța în atât de puțin timp. Am avut parte de peisaje superbe și mi-am descoperit noi pasiuni. Totuși, proiectele astea nu ar însemna nimic fără oamenii, fără diferitele tipologii de oameni pe care îi întâlnești.
legătura care se formează între tine și ei e fabuloasă. E minunat sentimentul pe care îl trăiești în momentul în care realizezi că ți-ai găsit prieteni pe viață. Și chiar dacă știi că nu o să-i mai vezi pe mulți dintre ei, poate niciodată, sau o să-i vezi foarte rar, conexiunea care se formează e atât de puternică încât îți dă încrederea aia că viața te poartă pe anumite drumuri cu un anumit scop și te învață să știi să te bucuri, să fii norocos că știi să trăiești momentul. Acum, mesajul meu pentru voi este că acum că știți de proiectele astea, de posibilitatea de a pleca, să profitați cât mai mult de ele, să vă căutați proiecte cu care voi simțiți că rezonați și să vă faceți, așa cum am zis la început, amintiri din toate colțurile lumii. Următorul speaker este pasionat de public speaking, advertising și graphic design. Puteți să urmăriți pe Instagram pozele ei făcute cu fisheye. Dragi ațăriși, să o aplaudăm pe Laura Omidă, Fiuture, Nicol Andina! Și în ultimul rând, dacă vrei să faci ceva cu adevărat,
fo, chit că înseamnă să faci sacrificii, să pierzi oameni, să pierzi jobul, să pierzi tot. Fo, dacă simți că e lucru potrivit pentru tine, fo. Și acum eu am găsit câteva citate drăguțe. Primul, one of the best questions you can ask when something negative happens is this. What does this experience make possible? Promotorul, it's a funny thing how time we spend living our lives. We so convince ourselves of what we want to do that sometimes we don't see what we are really meant to do. She will be. Many people spend more time planning the next holiday than examining themselves. Chestiile astea am regăsit super mult în ele și poate că și unii dintre voi faceți asta și vă mulțumesc. Și sfatul meu pentru voi este să vă trăiți viața în loc să o planificați. Mulțumesc! Următorul participant are așa o pasiune ascunsă pentru Mariana, pentru resurse umane și îi place să îmbrățișeze persoanele din jurul lui. Să-l aplaudăm pe Eddie, The Selfie King, Kiftimea! Dintre voi ați face o alegere sau ați schimba o alegere din trecutul vostru. Și voi și aș schimba ceva ce am făcut pe urmă. Și am început spunând o poveste undeva în clasa 12-a. Am cunoscut o persoană foarte dragă mie, care ulterior a început să devină prietenă. Tot a început la începutul clasei, ea era boboacă, na, persoană nouă, e foarte socială, îmi plăcea să cunosc foarte mulți oameni la început și am venit foarte bun prieten în parcurs și apoi am întâlnit vacanța de iarnă, am putut oarecum să ne mai răcim relația și după vacanță tot ce ne ținea așa mănânt să vorbim a fost acest ceas, un ceas care iar confiscase de la cineva, de la un prieten de-a ei și eu la rândul meu îmi plăcea ceasul, era de băieți și l-am confiscat și de la ea. Și mereu când eram pe holul școlii, vorbeam, când îmi dai ceasul, hai să mai stau două zile cu ești, ți-l dau, că îmi vin foarte bine, nu știu ce. Și știu că i-am spus atunci că, uite, când o să ajung la facultate la București, o să-mi luat ceasul acesta și o să-mi amintesc de tine. Numele este Mădă, așa spun prietenii. Și atunci am realizat, de fapt, ulterior am realizat că unele cuvinte și-au rostul în viață și au un impact foarte puternic a ceea ce adresez unei persoane și asupra urmărilor. Și a trecut timpul, la un moment dat nu mai vedeam la școală și am ajuns într-un weekend, era sâmbătă, și luasem o pauză, m-am învățat, am stat vreo 3 ori pe Facebook și studiam scroll, de care dată, na, așa e, când ai examene. Și am văzut o postare de ei în care cerea sprijin financiar pentru că suferea de leucemie. În momentul ăla n-am lăsit numele să cred, pentru că nu știu, nu m-aș ștata de la o persoană atât de veselă, atât plin de energie, mereu cu zâmbetul pe buze, să fie atât de, nu știu, să pățească la voastră de întâmplare. Am vrut să o sun, asta a fost prima intenție, să o sun, să, nu știu, să-mi iau a doua zi bilet, să mă duc la Iași și să fiu alături, să o susțin, pentru că cam așa se face de azi. Și asta a fost lucrul care m-a oprit să fac asta, pentru că eu dacă aș fi în loc cu ei, nu mi-ar place să mă sune, nu mi-aș zic că, bă, hai că o să fie bine, hai că ești sănătos, nu știu. De punctul meu de vedere, este o slăbiciune, adică te face mai vulnerabil decât ești deja. Și am zis, nu, aștept să-și revină, pentru că citisem articole, știam că poate să-și revină cu chestia asta pentru o operație. Și am zis, o să-și revină. Ok, a trecut weekendul, am ajuns unul la școală, era colegul de clasă, era verișor din colegii de ale mele. Și am întrebat eu, ce s-a întâmplat cu Mădărina, cum de așa, și mi-a zis că a murit. În momentul ăla, singurul care a fost să zâmbesc și am zis, nu cred așa ceva. Și m-am zis la ei în clasă și am văzut că colegii plângeau și erau triști și nu știu ce. În acel moment, tot n-am zis să cred, pentru că nu credeam că e posibil să întâmple așa unui om care e mereu cu zâmbetul pe buze, mereu fericit. Și... bine, am ajuns acasă, am intrat pe Facebook și am văzut acolo. Am intrat pe Facebook și am văzut
Și în momentul ăla, nu știu, tot ce s-a pus în capul meu și nu, din omul meu, vezi, pe care am rău fericit și cu zâmbetul pe buze, nu știu, a apărut doar tristețe, doar un gol în stomac, doar regrete și regrete în sensul care mă vinovățeam pe mine pentru că nu, n-am fost atunci și trebuia să sun și să-i bă, măcar un mesaj dacă credeam. Și mă menționam mereu pe mine pentru că n-am făcut asta. A trecut timpul, eu la fel, eram ca o umbră în liceu, nu mai eram fericit, eram mereu trist, vedeam, vorbeam cu ceva, vorbeam așa, mă uitam cu persoana aia și continuam să mă vinovățesc. Plângeam oriunde eram, la școală, pe drum, acasă, plângeam în continuu și eram foarte, foarte trist. N-am mai funcționat așa, că pur și simplu am cedat psihic în momentul ăla. Și toată lumea cerea să încurajeze, hai că ea avea să te vadă, să te vadă că zâmbești, să fie același om cum te-a cunoscut, să fii mereu fericit. Însă eu vreau să mă vinovățesc. Sprijinul meu a fost oarecum, pot să zic, în biserică. Pentru că aveam un profesor de religie care era părinte și era genul de om care puteai să vorbești și în alte contexte, nu doar așa, zic că tu ești aici și el era aici. Vorbeai foarte, foarte deschis cu persoana, zic, cu părintele respectiv. Și știu când a fost momentul de mormântare și așa, ăla a fost momentul în care oarecum am început să mă regăsesc pe mine și să mă iert în același timp, pentru că atunci când mi-am arătat de la părinții ei, și când am zis că mai în brațe, și am început să plâng efectiv și ea la fel și afară nu era niciun or pe cer, era senin, era cerul albastru și a început să picure așa mărunt ca un murdier. Și în momentul ăla știu că ea vrea să mă vadă că zâmbesc și că voi fi mereu fericit și că, nu știu, oarecum sunt iertat. Și na, în momentul ăla mi-am jurat mie că nu vă mai face cea greșeala să renunț la cineva drag, să renunț la o persoană apropiată, chiar dacă, nu știu, îmi despart 300 de kilometri, cum ar fi prietenii mei din orașul meu natal, acolo un mesaj de Facebook, un telefon, o dată, nu știu la cât timp și cum se poate. Dar efectiv să nu mai renunț la oameni din jurul meu, pentru că ei sunt cei care merg în viață și cu ar trebui să te înconjur. Și, nu știu, ce aș vrea să rămâneți după această poveste, să continuați să zâmbiți și să fiți fericiți și să apreciați mereu oamenii din jurul vostru, pentru că sunt foarte importanți pentru voi. Și chiar dacă nu realizați acum, așa spun noi conștienți, vă apreciem un lucru și vedem valoarea în acea persoană sau în acel lucru exact după ce o pierdem. Nu știm să apreciem un lucru respectiv când îl avem efectiv, ci după ce îl pierdem. Și n-aș vrea să trăiți cu aceste regrete pe care le-am avut eu atunci, în momentul efectiv, și cu care m-am vinovățit atunci, dar cu care acum sunt în păcat, pentru că am reușit să trec peste oarecum și datorită anumitor contexte. Nu știu, aveam acum momentul ăsta să vă uitați așa în jur, la voi, și să vă luați în mână, de mână și să zâmbiți. Mulțumesc! Prima selfie și să facem un selfie de grup. Care spune, citez:
Mi-a plăcut atunci. N-am mai făcut asta de ceva timp și mi-e dor. Să creez un speech pe care să-l prezint în fața oamenilor. Normal. Dragi aseriși, hai să aplaudăm pe Flori Ionita. Păi când m-am înscris eu la Setox, n-am completat câmpurile alea, toți le-a completat și chestia era că la un moment dat vreau să-mi încadrez speech-ul într-o anumită categorie. Habar nu aveam ce categorie să aleg, erau percepția asupra vieții, schimbare, storytelling și neconvențional. Și ce m-am gândit eu a fost că, băi, neconvențional o să-mi ofere posibilitatea să, nu știu, să mai multe ori, cu mai multe subiecte de discuții din care eu să-mi aleg ceva interesant și tot o să fiu frumos și uite ce a fost. Pentru că timpul tot trecea, eu tot nu știam despre ce urma să vorbesc, așa că am zis, într-un timp foarte scurt, mi-am ales subiectul, am zis că e interesant, sper să fie. Și este și controversat în același timp. Am ales subiectul ăsta pentru că în urmă cu câteva săptămâni am citit un interviu foarte interesant. Era ținut de Cristina Bazavan lui Mihai Bendeac. Și în interviul ăsta Mihai Bendeac spunea că el nu o să facă niciodată o afirmație vehementă asupra orientării sale sexuale. De ce? Pentru că el nu vrea sub nicio formă să-și jignească prieteni. El crede că ar aduce o jignire la adresa prietenilor său gay. El consideră că nu, că este absolut ok să fii gay. Este absolut ok să fii gay. A spus chestia asta și a spus că el nu ar vrea să se simtă obligat să vină o întreagă pledoarie doar pentru a satisface oamenii din media și o țară întreagă și să-și construiască cumva imaginea de heterosexual. A spus chestia asta, eu m-am gândit foarte mult la treaba asta, mi s-a părut foarte ok ce a spus și mi-am adus aminte anul trecut, când pe 26 iunie s-a legalizat la nivel național căsătoria dintre aceleași sexe în Statele Unite ale Americii, bineînțeles, pentru că cel mai probabil poporul român nici în următorul secol nu o să facă schimbarea asta. Și atunci, în perioada aia, pe cât de colorat devenea Facebook-ul, pentru că din ce în ce mai mult susțineau mișcarea, pe atât de colorat devenea și limbajul celor care se simțeau foarte amenințați de treaba asta. Eu am citit o definiție foarte interesantă a prostiei de curând. Și acum zic că se aplică. Spuneam așa că omul prost este de fapt persoana care impactează într-un mod negativ viața cuiva, fără ca el să aibă de câștigat din treaba asta. Și m-am gândit la câteva clișee care cred eu că se aplică. Și primul clișeu ar fi păi, dacă el are libertatea să fie gay, eu de ce să nu am libertatea să fie homofob? Păi, nu prea ai, pentru că el are o libertate legată de propria persoană, așa cum este și normal, pe când tu vrei o libertate prin care poți, legată de alte persoane și prin care să îi faci rău într-un anumit fel. Și doar pentru că te-ai gândit la treaba asta, nu este normal și ar trebui să te gândești la asta. Un al doilea clișeu foarte întâlnit este gay vor întâietate. Gay vor să se bucure și de libertatea lor și nu cred că vor să afecteze în niciun fel stilul tău de viață, modul de gândire, opțiunile pe care le ai. Asta ar fi întâietate. Gay vor să își manifeste liber opțiunile și asta e egalitate. Și al treilea clișeu, cel mai întâlnit probabil, în rândul părinților homofobi, dar eu ce spun copilului meu care va vedea doi bărbați căsătoriți? Lui C.K. a zis o chestie foarte interesantă la un moment dat și nu o să traduc. A spus așa că it doesn't have any effect on your life. What do you care? People talk about this like it's a social issue. Well, it's not. Like they're on a talk show and be like, oh, well, what am I going to explain my child when he sees two men getting married? I don't care. Why should anybody else do that? It's your fucking child. Go explain that to them. Why two men who love each other can get married because you won't talk to your child for 5 freaking minutes? End of quote. Mie mi s-a părut foarte interesantă chestia asta și având vedere că trăim în 2016, copilul a văzut probabil deja foarte multe desene animate cu crime oribile, a eviscerat el probabil câteva cadavre în diferite joculețe și cel mai probabil dacă trăiește în anumite cartiere,
a fumat deja în spatele blocului. Deci cred că doi bărbați certându-se nu va fi un șoc prea mare. Aș vrea să închei cu un scurt exercițiu. Gândiți-vă la o caracteristică pe care voi, pe care vă, enervea, care vă enervează pe voi la oameni. Nu are legătură cu gay. Deci o anumită caracteristică care vă enervează în general la oameni. Ați gândit? Una? Da, una singură. Okay. Ok. Caracteristica asta e cel mai probabil unul dintre defectele voastre. De ce? Pentru că este absolut imposibil să urăști ceva ce nu înțelegi. În cazul gaylor, homofobilor, de fapt, în cazul homofobilor, nu înseamnă neapărat că undeva acolo există o homosexualitate suprimată, deși există foarte multe studii care încearcă să demonstreze chestia asta, înseamnă că undeva acolo există niște frustrări, niște probleme de ordin sexual, pe care oamenii nu le conștientizează, efectiv. Practic, cum a spus și Morgan Freeman, I don't like the word homophobia. It's not a phobia. You're not scared of anything. You're just an asshole. Următorul speaker la categoria percepția supravieții este o persoană care dorește foarte mult să schimbe sistemul educațional și ne-a mărturisit în formularul de aplicare că a bătut un record greu, de chiar interesant, și anume că a vorbit 4 ani de zile în fața unei clase bilingve. Da, dragi aseriști, haideți să aplaudăm pe Lavinia, fetița lui Sibeche, Burtmac. Cine a fost René Magritte, ce treabă are tiparnița lui William Caxton în 1475 cu mine, care îmi fac temele, învăț. Părinții mei sunt mulțumiți de mine și mi se părea suficient. E bine, mi-a luat ceva să-mi dau seama că acest dascăl, greșit înțeles de o generație de copii de 14 ani, avea tupeul să vadă mai mult în generația noastră, că putem mai mult. Că putem mai mult de acele 10, de note, de teste, de cărți citite în silă pentru fac. Vedea în noi o generație care are tupeul să fie curioasă. Și e păcat că noi, ca elevi, ne pierdem curiozitatea asta în timp, pierdem ideea că 10-le înseamnă, de fapt, mult prea puțin din ce putem face cu adevărat. Această profesoară a avut tupeul și a îndrăznit că în prima noastră vacanță de liceu, atunci când toți profesorii ne considerau că suntem mult prea necopți, să ne dea numai puțin de 10 cărți de citit în engleză, cu summaries, reviews și liste chiar de test pentru fiecare. Și credeți-mă că a fost un teanc de hârtii de scris o vară întreagă, doar de teama aceea că dascul ăsta o să ne dea tuturor doi, că nu ne-a făcut de el. E bine, revenind acum de reply-urile britanice, am mai descoperit o chestie, și anume că noi, românii, suntem super încăpățânați. Și avem obiceiul de a fii foarte creativ cu lucrurile pe care le avem și destul de inventiv cu cele pe care nu le avem, dacă înțelegeți. Și, bine, asta ne dezvoltă pe de-o parte, ne condamnă pe altele, dar avem, față de alte popoare, acea inteligență, acea genialitate. Noi înflorim un haos. Atunci când vedem că lucrurile nu merg, se aprinde ceva în noi, vedem că trebuie să facem o schimbare.
E bine, acum gândiți-vă puțin la voi. Fiecare aveți în minte deja un profesor care v-a făcut să mergeți acasă și să vă dă seama că de ce vreau să mă mai trezesc mâine să mă duc la școală. E bine, e păcat. Acum ne putem gândi la excepțiile din învățământ, pentru că, totuși, dizabilitatea asta a învățământului creează anumite abilități. Și e păcat că noi ni le îngropăm pe ale noastre atunci când ne sunt cerute anumite standarde. Nu știu câți dintre voi știau că Einstein avea ADHD, deci de atenție, și în timpul rău nu cred că se spătea cineva să petreacă mai mult timp cu el. Știu că mulți dintre voi știu că Stephen Hawking avea scleroză laterală amiotrofică, dar nu doar atât. Nu s-a terminat cu chestia aici. Nu știu câți dintre voi știu că Thomas Edison a fost dat afară din școala generală pentru că oamenii considerau că el nu poate ține pasul cu ceilalți. Dar povestea nu s-a oprit aici, din nou. Realitățile se întâmplă, dar câteodată e bine să ne uităm și la noi. Pentru că uneori se întâmplă și aser, se întâmplă și lucruri frumoase, dar gândiți-vă puțin câte lucruri se pot întâmpla în viitor. Pentru că uneori nu se întâmplă doar excepții, uneori se întâmplă de chiar tu și tu și tu și voi și noi. Pentru că mi-am dat seama că nu mai vreau să ajung din A în B, vreau să fiu A la pătrat. Și e puțin ciudat, când te gândești că nu mai există acel standard și nu ne mai încadrăm niște teste de personalitate care ne induc acele comportamente corect statistic în majoritatea cazurilor. Și datorez asta sistemului nostru de învățământ românesc, care mi-a arătat că pot mai mult decât acel 10. Mulțumim la bine. Primul moment artistic din seara aceasta nu este oferit de Andra Negru, așa cum probabil vă așteptați, și de o aseristă care a venit cu Erasmus, din Erasmus, semestrul acesta, e plină de energie și dornică să ia pe asalt scena. Să aplaudăm pe Laura, bine ai venit! Dar nu să spun care. Da, și am foarte multe emoții, dar sper să vă întreb. Da. Și mai tare muzica. Clean your life.
este un proaspăt alumn pasionat de resurse umane. De curând s-a înscris la un curs de personal branding pentru că dorește să-și crească brandul în online. Și în timpul liber face sport, mai exact Zumba. Să aplaudăm, dragi aseriști, pe Livia Orfa. Și în seara asta o să vă vorbesc despre liber și personal. Aveam 6 ani când părinții mei au decis că este momentul să merg la școală. Eram practic cea mai mică din clasă, din toate punctele de vedere, la propriu. Într-o zi, mă trezesc cu o lăghiță sub picioare. Șoc și groază. Motivul pentru care m-am trezit cu lăghița sub picioare este pentru că nu aveam nicio șansă să ajung cu picioarele la podea. Pentru mine a fost terifiant, discriminare. De ce trebuie eu să trăiesc cu o lăghiță sub picioare? De ce eu și ceilalți nu? Asta e genul de, genul de experiență care te impactează, mai ales în copilărie și care te învață să construiești. Așa mi s-a întâmplat și mie atunci. După 3 zile, eu merg la doamna profesoară și spun că pe mine lăghița asta nu m-a ajutat absolut deloc. Adică, mai mult mă frustrează, mă face să-mi pierd toată încrederea și mă face să mă simt imperfectă. Așa că vreau să-mi ia de sub picioare, chit că stau cu ele atârnate. Și zice, bun, e ok. Bineînțeles că mi-au luat de sub picioare, măcar atât puteau să... adică să se gândească mai matur. Din nou, e o altă experiență care m-a făcut să mă gândesc la faptul că în momentul când tu te conduci pe tine către ceea ce îți dorești, către rezultatul pe care îl vrei, îl și obții. Zgomotul de atunci din interior, adică zgomotul meu, l-a împins pe cel din exterior. Leadershipul personal este despre momentele acelea când tu te-ai condus pe tine cel mai bine către rezultatele dorite. Când te-ai simțit împăcat, când ți-ai construit o experiență pliată pe ceea ce ești tu. Ok. După 3 luni de la job, de când am început jobul, am fost să-mi dau demisia. Bineînțeles că acolo nu era canaser. La început nimeni nu mă protezase, la început nimeni nu mă văzuse spiritul flanco, dar mai mult, când le-am povestit colegilor despre tindemnicul meu din ASER, mi-au spus că sunt îngrijorate pentru noi. Din nou șoc și groază. Experiența asta m-a făcut să privesc lucrurile din altă perspectivă. Din nou m-am mutat la mine. Și mi-am construit, practic, experiența bazată pe 3 întrebări. Ce experiență vreau să construiesc? Cum vreau să fie? Pot să mă conduc eu singură către ea? Și ce am de făcut? Ce ține de mine? Sunt 3 întrebări care m-au ajutat foarte mult și care m-au făcut apoi să conturez 3 piloni ai leadership-ului personal. Primul ar fi cunoașterea ta. Da. Pornești de la da, vreau să mă cunosc, te duci către da, mă cunosc. Valori, principii, acțiuni, lucruri din trecut care te-au impactat într-un anumit fel, puncte forte și așa mai departe. 2. Încredere în tine. Tu poți să ai încredere în tine 100%, indiferent de locul în care te afli, indiferent de oamenii care sunt în jurul tău. Iar partea de vulnerabilitate, să fii vulnerabil, nu este lipsă de neîncredere. Este pur și simplu dorință de autodezvoltare și dorință de dovadă de autocunoaștere și dorință de autodezvoltare. Și 3. Impact. Leadership-ul personal este despre impact. Se răsfrânge în acțiuni. Da, este personal, este atât de personal, adică este despre tine, despre cât de mult te conduci tu pe tine pentru a aduce un rezultat, dar asta se răsfrânge în acțiuni. Se vede în impactul adus în exterior. Este despre alții. Sunt
365 de zile într-un an. Să le lăsăm pe ele să ne conducă. Numele meu este Livia și în această seară am vorbit despre liber și personal. Mulțumesc! Despre categoria percepția asupra vieții. Despre el putem spune că este un producător amator de muzică techno, este pasionat de graphic design. Scuze că te-am făcut amator. Am zis că te-ai uitat așa la mine. Bun. Are o barbă glorioasă și păr pe tot corpul. De unde știi? Nu știm sigur dacă el și-a pregătit pentru astăzi discursul, pentru că se știe că este foarte leneș, dar să-l aplaudăm pe Radu. De mâine încep să merg la sală. În primul rând, apar rând de ce sunt aici. Și în al doilea rând, da, sunt leneș și dar mi-am pregătit nimic. Și... adică mi-am pregătit titlul. Am titlu în cap, se numește Arta în raport cu natura umană. Sună... extraordinar. Dar habar n-am ce vreau să zic. Adică aveam o idee, dar acum am uitat. Și... ca să-mi amintesc un pic despre ce e vorba, vreau să vă întreb pentru voi ce e arta? Ce înseamnă pentru voi arta? Ce... dați-mi trei răspunsuri, anume. Ce se agață în lui? Ok. Exprimare. Ok. Ce faci tu, Radu? Nu. Altă. Pasiune. Ce face nu mușcă? Pasiune, a zis. Așa. Și hai, mai dați-mi un pic. Mod de viață. 10 secunde. Modul privat de a se exprima. Ok. Ceva spune. Ok. Modul în care cineva prede. Ok. V-ați gândit vreodată la... ideea acum că arta ar putea fi vie, efectiv vie, un organism, o chestie care învață, se dezvoltă, influențează, tot. Este un organism viv. V-ați gândit la asta vreodată? Metaforic, dar nu metaforic, eu iau efectiv, e vie. De ce zic că e vie? Gândiți-vă așa, un om, da? Un om se naște, sunt trei stadii ale vieții. Nașterea, what the fuck is this shit, și moartea. Și în perioada asta de what the fuck is this shit, omul e influențat, influențează, se exprimă, cumpără chestii scumpe pe care se agață în cui, și tot felul de... interacționează cu... nu știu, interacționează cu viața. Atât cu viața lui, cât și cu viața altă. Asta este o chestie pe care o face un om. În paralel, arta, face cam același lucru. Se naște, dă pe un perete sau nu și moare la un moment dat. Da. Dar ce face arta între cât stă ea pe un perete sau cât ajunge la urechile cuiva sau nu știu cât ajunge la ochii cuiva sau ceva? Arta influențează. Imaginați-vă trei oameni care văd aceeași pictură. Sunt șanse foarte mici ca toți trei oamenii să vadă același lucru. Pentru că fiecare om vede în artă ceva mai mult sau mai puțin din el. Este ceva... se reflectă. Este o oglindă vie. Pentru că arta îți vorbește și te face pe tine să-ți vorbești mai mult. E ciudat, nu știu, v-am zis că apar, n-am zis ce vorbesc. Improvizez 100%. Și stau și mă gândesc câteodată, vă zic cazul meu personal, arta te face să te simți singur. Că ești, nu știu, ești singur. Că ai această ființă vie, artă, cu care vorbești. Și par nebun că faci asta, dar vorbești cu ea. Mă gândesc câteodată, suntem și vorbim singur. Nu știu ce se întâmplă. Și mai îmi dă cineva un cotlov. Mai încerc. Scuze. Și am întâlnit de-a lungul vieții oameni care la fel se simțeau singuri din cauza artei.
prietenul meu cel mai bun din Brașov, este într-o stare de depresie cruntă. Nu știu de ce, dar el dă vina pe artă. Zic, bă, sunt depresiv că s-ar fi. Da, ok, bun, dar explică-mi de ce. Nu știu. Zic, bine, dacă tu nu știi, atunci cine să știe? Și am stat și m-am gândit un pic și asta e prima impresie ca artist pe care ți-o dă arta. Că doar pe ea o ai. Atât. Tu ai doar arta și atât. Nu mai există nimic altceva. Și ulterior am ajuns la concluzia că e greșit. Pentru că mă raportez la oamenii din jur și mă raportez la ce transmite arta și la ce face arta și la ce simte artistul în momentul în care vede că vin trei oameni, se uită la ce a făcut el și simt chestii diferite. Și mă gândesc că nu ești singur. Mă gândesc că arta pornește ca o exprimare din tine adresată tuturor. Tuturor. Nu există om care să nu fie atins de artă, într-un mod sau altul. Chiar chit că asculti manele, chit și aia, puteți să spuneți ce vrei, e artă. Chit că te uiți la, nu știu, la sculpturi, la picturi, chit că modelezi, chit orice, e artă. Unii oameni o fac, alții oameni o primesc. Alții oameni o primesc. Și mi-am dat seama că un pui de artist se află în fiecare om în parte. Și de aici a venit ideea de arta în raport cu natura umană. Pentru că arta face parte din noi ca o ființă vie. Suntem noi încă puțini. Bucățica aia de artist care se află în tot. Și cu chestia care ne face să o apreciem, să o interpretăm și să o dăm mai departe. Asta e arta. Și chiar și în asociație mă gândeam acum câți oameni cochetează cu așa ceva. Uite, mulți mi-au zis teatru, mulți mi-au zis desenez, dar nu mai desenez. Că nu fac teatru, ce, vreau să fiu contabil. E greu, e foarte greu să faci chestia asta. Dar e atât de frumos. Și vreau să vă, nu știu, cu ce vreau să rămâneți voi în chestia asta e să vă dați seama, în primul rând, că puiul ăla de artist poate fi cultivat. Chit că apreciați arta și vă gândiți, băi, eu n-am talent. Ba, ai. Dar nu talentul contează. Contează munca. Este 20% talent, 80% muncă. Eu n-am avut niciodată talent la muzică, eu n-am avut niciodată talent la desen și acum sunt muzician și graphic design. Adică contează să depui efort și contează să faci chestia asta. Și credeți-mă că te face fericit într-un fel. Deci, tot ce am zis de depresie mai devreme este nimic. În comparație, aia e depresia în momentul în care îți dai seama că ceea ce faci tu e posibil să nu fie apreciat. Și te gândești că o faci degeaba. Dai vina pe artă, când de fapt e vina ta. Dar în momentul în care faci ceva și e apreciat, și în momentul în care faci ceva și oamenii văd, chiar că ești actor și mergi la teatru, ești actor și vin oameni și te văd și îi vezi că râd, că aplaudă, că orice, chiar că ești muzician și vezi că bate unul din picioare așa ca prost. Și știi că ritmul ăla tu l-ai făcut. Chiar că ești pictor și vezi că vine cineva și stă 20 de minute așa. E clar că se întâmplă ceva acolo, e o chestie acolo. E, ăla e momentul în care tu, ca micuț artist acolo din tine, trebuie să te gândești că da, merge. Și ce vreau să vă spun acum este că dacă aveți inclinații spre artă, dacă aveți orice fel de inclinații spre orice fel de artă, do it. Fiți ca naiba. Do it. Really, do it. Este frumos. Do it. Chiar e frumos. Și, da, cam atât. Vom avea primul speaker minor. Acesta vine direct din cartier, din cartierul Apărătorii Patriei, mai exact. Pasionat de beatbox, world class gym,
bere, petreceri și clubbing, să-l aplaudăm pe Cosmin și un metru de Timofte. Ok, eu o să vă vorbesc despre fericirea astăzi și cum văd eu fericirea. Și am avut un examen, am avut timp să-mi pregătesc gândurile ca lumea. Nu știu dacă vă deranjează că o să citesc de pe telefon în mare parte, dar vreau să mă înțelegeți că am emoții. Dacă vreți să mă înțelegeți bine, dacă nu e ok. Păi majoritatea oamenilor când sunt întrebați, spun că fericirea vine din mașini scumpe, din faimă, din bani de fapt, din faimă. Păi... Ok. Păi un filozof spunea odată că banii n-aduc fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Și eu cred că am mare dreptate. Pentru că, până la urmă, totul se rezumă la iubire. Și zilele trecute, în loc să-mi fac proiectele pentru facultate, stăteam pe net și încercam să-mi pregătesc discursul și am descoperit un studiu de la Harvard, pe 75 de ani, frate, adică foarte mult timp, despre fericire. Și ce am înțeles și de acolo e că, de fapt, fericirea vine din relațiile noastre cu oamenii din jur. Ok, gata. Se spune că anii copilăriei sunt cei mai fericiți. Păi oare de ce? Pentru că n-avem responsabilități sau restanțe la mate, la statistică? Nu, eu nu cred asta. Eu cred că pentru că când eram copii, eram mai mult așa. Îmbrățișeam pe toată lumea, ne jucam cu toată lumea, ne făceam foarte ușor prieteni noi. Și, nu știu, ne jucam fotbal cu ei, ne plimbam cu bicicletele, ne certam cu ei după 10 minute, ne împăcam. Eram fericiți când eram copii. Mă înțelegeți, nu? Ok. Odată cu înaintarea în vârstă, începem să fim de aici, plecăm de aici și ajungem aici. Adică, nu ne mai facem atât de ușor prieteni noi. Începem să fim, nu știu, paranoici într-un fel că, băi, poate vrea ceva de la mine, nu știu, poate vrea să-i dau cursurile sau să dă bine până la mine, sau poate vrea să fim prieteni cu beneficii. Eu fiu și așa, tot prietenii mei. Bun, păi, chestia asta e că e nașpa pentru că singurătatea duce la, nu știu, la tristețe, ceea ce nu e ok. Și poți să te simți singur și când ești înconjurat de foarte mulți oameni. Și asta nu e foarte ok. Așa. Și mulți se ceartă cu familiile lor, cu soția, cu iubita, cu amândouă. Dacă ele se întâlnesc, normal. Și nu știu, aș fi ipocrit să zic că banii nu contează, adică banii n-aduc fericirea. Frate, nu poți să zici că un om, nu știe, moare de foame sau mă să crede că e frumos sau special și el e fericit, știi? Adică contează și banii totuși. Dar, nu știu, credem sau nu, oamenii chiar au nevoie de relații și de oameni din jurul lor. Și nu știu, așa suntem construiți în esența noastră, altfel n-am fi evoluat, am fi fost într-o maimuțe coroase care nu merg la sală și... și vorbesc foarte frumos despre altă și mi-am plăturat. Ok. Nu știu, dacă avem relații cu oamenii, devenim mai pozitivi, suntem mai fericiți și... nu știu, avem cu cine să vorbim, un număr pe care să plângem și... nu știu, nu avem un control total asupra acțiunilor din exterior. Totul vine de aici și de aici, știi? Adică... nu știu cum să zic. Contează să tragi de tine un pic, să crezi că totul e bine, chiar dacă nu e bine, știi? Să încerci să te gândești, bă, e ok.
chiar dacă, nu știu, mi-am pierdut telefonul sau nu mi-a ascultat nimeni piesa sau m-am făcut de râs la septox, e ok, trebuie să fiu pozitiv, să fiu bine și așa o să fiu fericit, știi? Deci trebuie să exersăm fericirea. Slide-ul ăsta mi-a aminte de un coleg. Am zis că trebuie să exersăm fericirea și voiam să zic că repetiția e mama învățătorului, știi? Dar lui nu i-a scris de asta, știi că pentru că el a rămas încă 12. Mi-a adus aminte. Ieri, azi am avut examen la design, apropo, și ieri pe la 2 dimineața învățam, ca orice student care se respectă. Și mă la ceas și văd că, nu știu, era și 13 minute. Și ca orice student care se respectă, am intrat pe Google și am căutat de ce e 13 cu ghinion. În loc să învăț, normal. Și am găsit acolo, prin alte bazături, nu știu cum ar fi, că norocul și ghinionul sunt chestii diabolești și că o să ajungi în iad și că norocul ți-l dă Dumnezeu sau ți-l faci cu mâna ta, nu mai știu sigur ce era. Am descoperit că e o chestie că dacă ai 13 cifre în interes, în nume, se zice că ai norocul diavolului. Ghiși câte litere am făcut. Și am picat pe subiect azi, apropo, la design am făcut tot, deci e ok. De puțin. Așa. Ok. Și acolo mai scria că trebuie să ai o energie pozitivă și că energia pozitivă pe care tu te-o creezi și care implicit îți aduce fericirea, îți aduce lucruri bune în viață și dacă ai, dacă în schimb ești pesimist și te bordezi de negativitate și obișnuiam să fiu așa și mi se întâmpla numai lucruri de căcat, credeți-mă, jur. Și am stat de vorbă cu mentorul meu și mi-am schimbat foarte mult percepția și mulțumesc Laurei și Video pentru proiectul șmecher. Bravo! Ok, și dacă ești negativist, atragi după tine lucruri nașpa și când te gândești, băi, cât căcat de rău poate să mai fie, se întâmplă ceva și mai rău. Nu asta. Am sărit un slide, îmi pare rău. Da, era vorba de o vacă care se plisese într-un gard și s-a întâmplat ceva și mai rău, a venit un om. Și i-a făcut ziua mai bună. Cum vreți voi să o lasă? Nu cum a nu știu, băi, până la urmă treaba e că trebuie să fim pozitivi. Dacă suntem pozitivi, putem să trecem peste orice și să fim fericiți, frate. Și, nu știu, datorită unor oameni care au trecut prin viața mea și, nu știu, poate și vouă într-o anumită măsură, am învățat să fiu fericit în felul meu. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Zic o zi pentru prezentarea Fanny. Am încercat. Se spune că un om are o mamă și un tată. Ei bine, următorul speaker are doi tați, și anume Sibeche și Bogdan. Arbitru în timpul liber și pasionat de vânzări, următorul speaker ne va ține un discurs la categoria storytelling. Să-l aplaudăm pe Liviu, sunt un dream leader, Harsha! Lăsați-l, mă, în pace să fie fericit!
Și tocmai mi-a dat seama că trebuie să fiu puțin spontan, pentru că la fel ca și la Laura, sunt foarte perfecționist și îmi place să iau totul, să mă pregătesc, să iau în calcul orice risc și orice incertitudine. Eu sunt aici în seara asta ca să vă prezint să vă spun două. În primul rând, nu candidați pe poziția de bord executiv. Nu faceți asta. Decât dacă o faceți din pasiune și ca să aduceți un plus de valoare asociației. De asemenea, al doilea lucru pe care stai aici e să vă spun cum ci că am trecut eu peste teama mea de public speaking. Genunchi ce mă rog. Astfel, am să încep cu primul meu workshop la care am fost, organizat de către UBA, și m-am trezit că trebuia să pregătesc un discurs de 5 minute. Și eram ceva de gen, stai puțin. Eu nu pot să spun nici măcar până la un public de 50 ceva de persoane, dar îmi minte să țin un discurs de 5 minute. Da. N-am făcut asta, în schimb am extras un bilețel cu tema jobul meu neplătit. Adică vă dați seama care era jobul meu neplătit și care e în continuare, adică aser. E bine, am vorbit 20 de secunde din 2 minute și am început să spun, băi, ASEM este un ONG studențesc care creează evenimente pentru dezvoltarea atât personală cât și profesională a studenților pentru a introduce în mediul economic din România. Aici, că tot vorbeam de vânzări. De asemenea, am menționat că ASEM, voi, sunteți familia mea. Și apoi a fost un punct, brain freeze. Și mă gândeam așa, băi, n-ai gesticulat la nivelul pieptului, nu ai avut mișcare scenică deloc, nu te exprimai coerent, erai susăit, te bâlbâiai, în continuu, și m-au aplaudat, mi-au zis, hai nu, că poți, hai nu, și așa că mi-am dat seama, bă, a trecut un minut și ceva, cred că poți să mă pui să în concluzie, dragi oameni, am spus eu, voluntariatul schimbă lumea și ar trebui să o facem ca să schimbăm mediul care trebuie. Am încheiat, m-am dus la locul meu, m-am mustrat puțin că nu m-am bucurat de aplauze. Și trebuie să te bucuri de aplauze când faci un efort să vorbești în fața unui public de 50 de persoane. Mai apoi am avut un workshop organizat de către ASEP Talks cu Elena de Jeriu, unde am povestit exact ceea ce mi s-a întâmplat și am fost o schimbare totală, adică era timpul minim de vorbit, 2 minute și cred că am vorbit 3-4, am stat și am povestit cum mă bârbăiam, mă pierdeam, n-aveam mișcare scenică, nu gesticulam la nivelul corpului, nu făceam nimic din ceea ce trebuie. În încheiere, vreau să vă spun că sunt 4 teme peste care dăm la modul general, adică mai toată lumea, în viața noastră. Primele două sunt când suntem bebeluși, anume teama de cădere, de care se pare că inconștient o avem, și teama de a fi singuri. Este primele două când suntem bebeluși trecem, dar apoi mai apar încă două, anume frica de moarte și frica de public speaking. În concluzie, dragi aseriși, în seara asta, la 19.25, sau ceva de genul, cred că am ceasul puțin acum, în fine, voi ce veți face de acum încolo ca să vă confruntați una dintre aceste frici? Moartea, nu prea poți să te joci, nu prea știi ce e acolo, dar cu public speaking, ce ziceți? Mulțumesc! Să luăm o pauză, o să revenim peste 5 minute. Ok? Ok! Ura!